Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem live, dragii mei, suntem în direct, așa, o dimineață de marți. Parcă ne-am mai revenit un pic după acest weekend incendiar și la propriu și la figurat. Au fost temperaturile destul de ridicate, ne-am bronzat așa nițel, unii care nu suntem în vacanță și care ne-am plimbat de-a lungul județului, așa cum ați văzut în jurnalul nostru de știri de ieri, prin știrile pe care colegele mele Petronela Tămaș și Nicol Ebner le-au adus în jurnalul de știri de ieri după masă. Echipa Hunedoara 1 TV a fost în delegație, a fost plecată pe teren și am tot fost așa de vineri până duminică, am bătut județul Hunedoara. A fost un weekend foarte frumos, au fost evenimente și la care nu am participat, pentru că nu ne-am putut clona nici eu, nici Rosie, și am încercat cumva să păstrăm acea, să spunem noi, tradițională prietenie cu hunedorenii, pentru că de câțiva ani participăm la zilele Hunedoarei. E foarte greu, dragii mei, să aducem în atenția dumneavoastră materiale scurte de știre, pentru că cele trei zile de la Hunedoara, când sunt zilele Hunedoarei, sunt de poveste, sunt oameni de peste tot, din județ, din țară sau chiar din alte părți ale acestei minunate planete, care vin acasă la Hunedoara pentru că au crescut aici sau am întâlnit oameni care chiar s-au mutat din capitală la Hunedoara. O să vedeți în această dimineață despre ce este vorba dacă rămâneți alături de noi. Am fost și la Poiana Răchițelii, așa cum ați văzut și în știri și pe promo. O să venim și de acolo cu materiale, pentru că merită, dragii mei, să ne aducem aminte de fiecare dată, de fapt, de unde am primit, de unde avem aceste frumoase tradiții. Și la Hunedoara, vineri, începând cu ora 19, festivitățile au debutat cu parada portului popular, așa cum e normal, pentru că municipiul Hunedoara e cumva așezat în poarta ținutului pădurenilor de la Hunedoara. Pe oricare cale, am descoperit eu cu Rosie, că pe oricare drum pleci, tot în ținutul pădurenilor ajungi. Bună dimineața, Rosie, mulțumesc că ești din nou alături de mine, cam fiecare dimineață, dar și fetele sunt aici, și Bianca și Andra. Astăzi suntem în neața fetele mele. S-au trezit fetele și au venit aici la noi să mă ajute să aducem în casele dumneavoastră cele mai frumoase imagini de la zilele Hunedoarei. Ce am găsit noi, oameni faini, tot încerc să țin minte, știți, aia cu un oraș, o comunitate, cum era, fete, că tot uit. Mă ajutați? Un oraș, o comunitate, o echipă. Zic bine? Cam pe aici, da, da, zice Bianca. Vedem ce înseamnă să fie o echipă acolo la Hunedoara, la primărie. Avem, o să povestim despre asta la gala de excelență, pentru că a spus domnul primar Dan Boboțeanu că Hunedoara nu e doar un primar, e o echipă, și vedem ce oameni minunați și ce lucruri minunate au făcut. Dar start la petrecere, dragii mei, să vedem cum au plecat în parada portului, ce au făcut, pe unde au fost, și pe urmă ne întâlnim din nou aici în studio și mai povestim, mai vedem ce s-a mai întâmplat, ne mai aducem aminte, nu trebuie să uităm, evenimentul merită. Doarei, pe
pentru hunedoreni din municipiul Hunedoara debutează cu această frumoasă paradă a costumelor populare. Și ca de fiecare dată ați condus această paradă. În urmă cu ani de zile ne-am dat și noi seama că trebuia să venim cu ceva nou și atunci am avut ideea acestei parade și mă bucur că vin atâți unedoreni să o vadă, mă bucur că sunt atât de mulți copii îmbrăcați în ținutul pădurenesc, în straiul acesta popular. Ține și vremea cu noi, pietonala este plină, vom avea parte de 3 zile de distracție împreună cu hunedorenii. A trecut campania, teoretic ați fi putut să nu faceți de o asemenea amploare. Și totuși n-ați renunțat. Și în acest an nume mari vor veni la Hunedoara zilele acestea. Să știți că observația dumneavoastră este pertinentă și întotdeauna am căutat să înlăturăm acest mod de a face politică, aceea de a ne prezenta în fața oamenilor doar când avem nevoie de votul dânșilor. Practic, până la urmă, noi suntem angajați de cetățeni, chiar dacă poate unora nu ne convine acest termen, dar acesta este adevărul, suntem plătiți din bugetul local și consider că trebuie să fim și un exemplu. Și un exemplu în conduită, și un exemplu în muncă. În fiecare an gândim zilele orașului din momentul în care se sfârșesc. Ceea ce se vede anul acesta a fost gândit de anul trecut, de a doua zi, când ne-am întâlnit luni la serviciu și am zis, haideți din nou să vedem cine va cânta, cât va costa. Una este să negociez contracte cu cântăreții cu 2-3 luni înainte și alta este să negociez din timp sau ce nume vrei să aduci. De asemenea, are o simbolistică deosebită zilele orașului pentru noi, pentru că luna iulie este o lună celebră în istoria municipiului nostru și nu numai, în istoria Transilvaniei, în istoria României, dacă veți, este luna în care a avut loc Marea Bătălie de la Belgrad în 1456, atunci când Iancu de Hunedoara l-a înfrânt pe cuceritorul Constantinopolului, pe Mahomed al II-lea, întârzind intrarea turcilor în Europa. Vedeți dumneavoastră, problemele de atunci sunt și probleme de acum în Balcani. Confesiuni religioase care nu se înțeleg între ele. Personalitatea lui Iancu este sau a fost cu atât mai importantă sau este cu atât mai importantă cu cât el a reușit la momentul acela să împiedice intrarea, cum se spunea, necredincioșilor spre inima Europei. Este și o lună a concediilor, când hunedorenii de pretutindeni se întorc în municipiul Hunedoara, de la joburile lor din străinătate. Să nu uităm că acești hunedoreni sunt plătitori de taxe și impozite pentru că au în continuare proprietăți în municipiul Hunedoara pe numele lor și este un prilej ca în această perioadă să se reîntâlnească nu doar cu membrii familiilor lor, cu rudele, ci și cu foști colegi de școală, foști colegi de serviciu, de armată, unde poți să te întâlnești cel mai ușor decât la zilele Hunedoarei. Care e mesajul pe care îl transmiteți hunedorenilor? Așa, un la mulți ani? Sau ce le transmiteți hunedorenilor cu ocazia acestor zile? Întotdeauna spun că vreau să le transmit tuturor ceea ce îmi doresc și mie. Sau să le doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie, în primul rând sănătate. Dacă ești sănătos, evident că poți să te concentrezi asupra celorlalte probleme cotidiene. De asemenea, multă fericire. Este important să zâmbim, este important să fim optimiști, să nu vedem toate lucrurile negru, nimic nu se face cum trebuie, ăia nu sunt buni de nimic, toată lumea fură. Haideți să fim puțin optimiști, să vedem și lucrurile bune care se fac pentru comunitatea locală și până la urmă le doresc și multe împliniri. Este important ca fiecare om să se simtă împlinit în viața aceasta, să poată demonstra că face ceva pentru el, să facă ceva pentru familia lui și de ce nu să facă ceva și pentru orașul nostru. Nu înțelegem, încă eu nu am găsit cheia succesului, dragii mei. Așa cum am spus la începutul emisiunii, municipiul Hunedoara e la poarta, e în poarta ținutului pădurenilor, pentru că atunci când pleci
în această zonă superbă, treci cu siguranță prin Hunedoara, ori prin față pe la castel, ori faci stânga înainte să ajungi la castel. Eu și Rosie am început, la începutul emisiunii am încercat să vă povestim, noi eu și Rosie mereu încurcăm drumurile și ajungem în Poienița Voinii, după care ne întoarcem și tot la Hunedoara, că asta e interesant, mereu te întorci în Hunedoara ca să ajungi în altă parte. Vreau să dau citire celor care sunt alături de noi pe live și le mulțumesc celor care au fost alături de noi, au fost gazde minunate în aceste zile la Hunedoara. Enea Vasile ne spune bună dimineața, Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, felicitări pentru frumoasa emisiune, voi sunteți frumoși, dragii mei. Daniela Enea ne spune bună dimineața și Enea Vasile ne spune mulțumim pentru susținere, pentru promovare. Enea Vasile e instructorul de la ansamblu Hațegana, o să-l vedeți imediat pe ecran, l-am prins la microfon vineri la Hunedoara și l-am convins să ne spună câteva vorbe, pentru că omul ăsta reușește să strângă oameni mai mici, adică copilași, alături de veteranii de la Hunedoara, de la Hațegana, care urcă împreună pe scenă, o să vedeți în materialele din această dimineață. Adrian Mureșan, soția lui, sunt alături de noi de fiecare dată și nu putem decât să le mulțumim, îi vedeți pe scenă în acest moment și pe lângă scenă. Daniela e o femeie minunată, cu foarte multă răbdare, o salutăm, o îmbrățișăm și mulțumim încă o dată pentru că e o gazdă foarte, foarte bună. Tot ansamblul Hațegana, sunt minunați oamenii de acolo, sunt alături de noi, sunt prietenoși, mi-s tare, tare, tare dragi și avem foarte multe poze făcute, trebuie să facem un album împreună. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Tanti Maria e alături de noi, ne spune bună dimineața, mulțumim Tanti Maria pentru susținere și că sunteți fanii noștri. Să știți că Bianca e aici, a venit, da. Dăm drumul mai departe, să ascultăm muzică bună, să vedem ce s-a mai întâmplat și mai revenim în platou să mai citim mesaje. Zilele Hunedoarei fără parada portului. Da, de 7 ani de zile, este a 7-a ediție de când organizăm parada portului hunedorean. Sperăm să fim sănătoși, să mai putem organiza și în viitor. Am văzut în această seară pe scenă și cei mici și cei mari. Mai multe emoții ca la alte concursuri. Da, pentru că avem emoții pentru că suntem acasă la noi și este publicul nostru care ne apreciază și ne aplaudă tot timpul. De câți ani veniți la Hunedoara din Serbia? De 22 de ani cum am început colaborarea cu Hațegana și cu primăria Hunedoara. E plăcut, tare plăcut, am văzut întâlnirea care s-a aranjat de Hunedoara și din an în an tot mai frumos va fi. Odată așa primariu că tot mai bun va fi și așa zile municipiului, în tot cazul nu mă las să nu vin, așa că e tare plăcut. De unde sunteți din Serbia? Din Eșca de acolo, aproape de Jembolia, de la Banatul Românesc. Înainte de a urca în scenă, v-am prins așa la un scurt interviu. Ce înseamnă această bucată dedicată lui Petrică Vița aici, în Gazina de Hunedoara? Da, suntem aici pentru a cânta în memoria regretatului Petrică Vița, unul dintre cei mai mari dragotini ai Banatului. La mine este o legătură și de suflet, pentru că el și cu Ramona sunt nașii mei. Dumnezeu să-l odinească în pace, ne pare rău
că e lumea dintre noi, dar sperăm că de acolo de sus, unde o fi locul lui, în ceruri, cineva de se bucure că noi putem face lucruri frumoase în amintirea lui. Iar cei de aici de la Hunedoara au acest prilej și cu această ocazie de zile orașului să ne asculte pe noi cântăreții din Banat. Ne-a găsit alt bănățan de treabă de data asta și la fel de iubit, dragii mei, tot aici, tot la zilele Hunedoarei. Tocmai a coborât de pe scenă. Cum vă simțiți? Cum v-a primit publicul? Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet că mi-ați invitat să fim alături de dumneavoastră la sărbătoarea aceasta frumoasă care organizează dumneavoastră la Hunedoara. Mă simt foarte bine, mulțumesc publicului, a fost extraordinar, foarte multă lume. Asta e bucurie pentru noi, pentru artiști, când lumea vine și te ascultă. E o bucată de spectacol dedicată lui Petrică Vița. Ce ziceți de asta? Că aici la Hunedoara, Petrică Vița e așa, omagiat, să spun. E un lucru foarte frumos și mă bucur pentru că se mai gândește cineva la Petrică Vița, chiar dacă el nu mai este printre noi, a fost prietenul meu de suflet și când am auzit, când mi-a spus organizatorul, Dan, despre manifestarea asta, am venit cu tot sufletul să fiu alături. Poate ne aude sau ne vede de acolo de sus. Da. Că nu l-am uitat niciodată și nu o să-l uităm niciodată. A rămas și este la sufletul nostru. Și e iubit, dragii mei, aici la Hunedoara, Petrică Vița, și sunt iubiți bănățenii, pentru că aici la Hunedoara sunt foarte mulți bănățeni care au venit din Banat și s-au stabilit aici. Noi vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc și cu mare drag când o să mai fim invitați, venim cu sufletul deschis. Cum ți se pare spectacolul? Bună seara, foarte frumos. Ne bucurăm că încă avem un primar care se ne mai destindă puțin și pe noi după muncă, după toate cele. Foarte frumos. Iubita, îți place muzica populară? Bună, da, tati, da. Bună seara, bună seara. Bună seara. Vă place spectacolul? Foarte frumos, ne place, foarte frumos organizat, ne place. Soția e cu probleme, am adus să ne simtă, să simtă și la fericită. Vă mulțumim! Oameni faini, bănățenii noștri, am tot spus-o și o tot spun de fiecare dată când am ocazia. O amintim de nou, din nou pe Felicia Stoian, pentru că am învățat de la ea o vorbă, tot acolo la Vața. Știți, bănățenii și ardelenii sunt frați dulci. De data asta nu suntem la Vața, de data asta suntem la Hunedoara, dragii mei, la zilele Hunedoarei. Și bineînțeles că un om drag mie, cu care m-am întâlnit de curând, tot în județul Hunedoara, e aici, prezent la Hunedoara. Bine ați venit la Hunedoara! Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou alături de publicul și de oamenii din Hunedoara. Trebuie să menționez că mi-este foarte drag să cânt în Hunedoara, mai ales în zona pădurenilor. Am cântat foarte mult, foarte mult, la multe evenimente aici în județul Hunedoara și aș vrea să continui să mai cânt. Dacă, bineînțeles, cu nedorenilor. Hunedorenii vă iubesc, pentru că noi de fiecare dată când vă găsim pe câte o scenă, o aducem a noi acasă aici la Hunedoara, o aducem la Hunedoara 1 TV și mai ales la Dale Dimineții, dragii mei, pentru că unde găsesc oameni dragi mie și publicului și a hunedorenilor, eu pot doar, nu pot să-i aduc, i-aș aduce și fizic, dar îi aduc prin intermediul camerei, așa că Rosi e acolo și Rosi, după cum știți, face lucruri faine. Ce înseamnă această bucată alocată din aceste zile dedicate hunedorenilor, dedicată Banatului, că până la urmă e dedicat lui Petrică Vița? Da, ce poate să însemne decât că Petrică Vița și muzica bănățeană este prețuită aici în Hunedoara, dar în special pentru că acest moment dedicat marelui taragotist Petrică Vița, în cadrul
zilelor Hunedoarei, înseamnă mult, mult, pentru că până acum nu știu să se fie făcut la noi în Banat asemenea acțiune. Așa că bravo Hunedoarenilor! Vă văd că fredonați, înseamnă că vă place muzica. Da, sigur că ne place, foarte frumos. O surpriză plăcută să avem în seara asta lângă noi interpreți din Caraș. Deci pentru mine e o mângâiere. De unde sunteți de loc? Din Caraș. Ce frumos! Și ce faceți la Hunedoara? Locuiți aici? Bine, în Caraș m-am născut. Locuiesc aici, părinții mei s-au mutat în Hunedoara când aveam eu 4 ani. Dar toate vacanțele mi le petreceam în Banatul de Munte, în Râsca Montană, în Banat, la mine acasă. Te trage cu ochiul, așa? Vă simțiți bine? Excepțional, excepțional. Sunteți din Hunedoara? Bine, suntem născuți și crescuți în Hunedoara, așa că simțim, chiar simțim, sufletește. Cum vi se pare spectacolul? Foarte frumos, foarte frumos. E zilele Hunedoarei, doar Hunedoreni suntem, da. Vă place muzica de Banat? Extraordinară! Noi suntem, trăim în Ardeal, nu trăim. Da, nu e așa jenă că nu joacă nimeni, dar nouă ne vine să jucăm. E foarte frumoasă muzica din Banat și suntem mândri că suntem și vecini. E foarte frumos. Mă bucur să ne vedem la un eveniment aici la Hunedoara. Eu știu de pe pagina noastră de Facebook că mergeți la foarte multe evenimente și știu că iubiți folclorul autentic românesc. Astăzi aici la Hunedoara vă văd în fața scenei. De ce iubiți folclorul? Pentru că sunt foarte împătimită cu muzica populară și iubesc foarte mult folclorul și muzica bănățeană în primul rând și am văzut că sunt foarte mulți bănățeni aici și am venit la muzică. Sunteți din Oroștie deloc? Din Oroștie. Am văzut că îi susțineți foarte mult pe artiști, ceea ce face mult pentru un artist. Eu vă urmăresc postările și să știți că ei au nevoie de încurajări. Și ceea ce faceți pentru artiștii noștri hunedoreni e mare lucru, că îi promovați pe pagina noastră de Facebook. Care e artistul hunedorean preferat? Mă bucur foarte mult că m-au urmărit și eu vă urmăresc. Nu pot să spun că e unul preferat pentru că eu iubesc pe foarte mulți. Deci nu pot să spun unul preferat că nu pot. Dar pe vânătorii iubiți mai tare? Da! Pentru că și soțul e vânător. Moment special pentru hunedorenii noștri, un moment dedicat lui Petrică Vița, aici la Hunedoara. Bună seara, bine v-am găsit! Da, este un moment greu pentru mine. De fapt, grele au fost toate aceste zile care s-au scurs de la dispariția soțului meu. Mă bucur că am ocazia și mulțumim pe această cale gazdelor noastre, primăriei și Consiliului Local Hunedoara, pentru că ne-au primit aici, la dumneavoastră. Văd foarte multe lume și ceea ce mă bucură nespus de mult înseamnă că lumea ne apreciază și ne iubește și lumea n-a uitat de Petrică Vița. Mulțumesc și colegilor mei pe această cale, toți cei care s-au implicat în organizarea și până la desfășurarea acestui spectacol. În a doua zi de distracție, pe care bună la zilele municipiului Hunedoara, este o idee pe care am preluat-o din Occident, din orașele mai civilizate decât ale noastre, oameni care recompensau, oameni de administrație locală recompensau și alți oameni care aduceau un plus de imagine orașului lor și un plus de imagine carierei lor.
Și atunci am pornit de la acea idee și astăzi, ca și anul trecut, ca și anii din urmă, avem în fața noastră oameni de succes din Hunedoara. Până la urmă, oamenii aceștia și-au creat o carieră și în orașul nostru. Unii dintre dânsii au venit din alte orașe unde au terminat facultatea în orașul nostru ca să lucreze și au rămas aici. Este important ca această imagine publică pe care uneori o au doar politicienii să fie distribuită și asupra celor care aduc plus valoare orașului. Este important ca elevii, ca și copiii, să aibă repere morale prin aceste persoane pe care le vom prezenta în seara aceasta. Hunedoara nu înseamnă doar un primar, doar un consiliu local, Hunedoara înseamnă și oamenii aceștia de succes, Hunedoara înseamnă și cetățenii care sunt în acest oraș. Iar acum, domnilor și domnilor, îl invit alături de mine și pe cel mai bun antrenor din România, spune eu. La ora actuală este vorba de antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim. Am putea să strigăm Hai Corvinu, cred că mă ajută și colegii mei, Andra, Bianca, Rossi, la unison. Hai Corvinu! Pentru că, până la urmă, acești oameni minunați nu fac doar pentru ei aceste lucruri minunate, le împărtășesc cu noi, cu municipiul, oamenii din municipiul Hunedoara, dar și cu noi toți ceilalți, cu toți județul ăsta, așa cum tot spune, salutăm și pe Claudiu Sav, a fost cel care și-a chemat colegii pe scenă, pentru că acolo la Hunedoara, așa cum am spus și în prima parte a emisiunii, cei care se uită, există o echipă. A spus domnul Bobăuțeanu foarte frumos, domnul primar, hunedorenii sunt împreună, fac o echipă împreună, toți cetățenii orașului pun umăr la umăr și pentru asta există asemenea realizări acolo la Hunedoara. Ne-a salutat Gabriel Ionașcu, salutăm și noi și spunem bună dimineața. Marcel Maris ne spune bună dimineața Hunedoara. Marcel Vitcă ne spune bună dimineața. Ne pun și semne de dragoste, inimioare și cafea. Am rămas alături de echipa de la Hunedoara până târziu în noapte, când a plecat pragul de sus. Așa cum auziți pe live în acest moment, pe televizor, Hunedoara cânta pragul de cei de pe scenă. Rămânem în atmosferă pentru că continuăm, dragii mei, o să urce și Brenciu pe scenă să vedem ce s-a mai întâmplat Hunedoara în cea de-a doua seară. Haideți să vedem dacă oamenii au cântat cu Brenciu, au cântat cu Pragul de Sus, îi saltăm pe prietenii noștri de la Pragul de Sus și îi ducem cât de curând aici la noi la Dale Dimineții. Ne scrie Enea Vasile, Hai Corvinu, Hai Hațegana, dacă vă a zis Hai Corvinu. Oameni faini. Continuăm, rog colegii mei, ridicați sunetul să-i auzim pe hunedoreni cum cântă alături de Pragul de Sus imnul de la Corvinu. Yeah.
decât un meci. Pentru că acolo pe teren, la firul ieftin, cred că ești în largul tău. Astăzi ai fost timid și pe scenă și când atâția mii de oameni s-au scandat numele și a echipei pe care ai avut-o acolo unde e locul. Ce simți astăzi aici la Hunedoara? Chiar vorbeam cu domnul primar, ceea ce se întâmplă și ce am reușit să facem împreună, împreună toți cei implicați în acest proiect, plus oamenii care au venit, că de fiecare dată când am prilejul și ocazia spun că la începuturi, când am venit la CS Hunedoara, erau 300-400 de oameni în tribună și acum mergem și ne deplasăm la Sibiu și aducem un stadion plin. E ceva fantastic ce s-a reușit într-un timp relativ scurt, pentru că asta s-a întâmplat. Nu știu cine ne dădea șansă să câștigăm Cupa României, să trecem un tur european, dar ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu ajutorul acestor oameni care vin și ne susțin și ne transmit din gândurile lor bune și ne fac să fim poate mai buni decât suntem. Te obligă, e o presiune pentru tine toată dragostea asta a oamenilor și pentru echipa ta? Am mai promovat cu o echipă din Liga 3, Liga 2. Nu știu ceea ce s-a întâmplat la Hunedoara, chiar dacă n-am jucat, am jucat foarte puțin, am jucat jumătate de an, dar cumva baza, temelia, fotbal aici mi-am pus-o, aici am simțit presiune, am jucat și eu cu câteva mii de oameni în tribună, fiind un copil de 16 ani și jumătate, mi-am pus o presiune imensă eu pe mine. În primul an când n-am promovat a fost ceva, nu știu dacă puteți fi în sufletul meu, dar faceți un exercițiu de imaginație. Dar asta cumva m-a întărit, am avut sprijinul domnului primar de după meci și iată că împreună cu dumnealui și cu oamenii implicați, toți care au fost alături de mine și m-au sprijinit în momente grele, m-au făcut să fiu și pe mine și să mă facă să transmit tuturor că putem face lucruri mărețe și putem de acum încolo să... De ce să nu mergem mai departe? Ai un mesaj pentru Hunedoreni, acum de zilele lor? Să fie alături de noi și sincer le mulțumesc și mă uit în cameră, le mulțumesc pentru aportul pe care l-au avut în aceste meciuri. Ei știu și au simțit cumva și Cupa României această energie pe care ne-au transmis-o, să fie la fel și în meciul de acasă pe care îl vom avea și le mulțumesc pe această cale. Ce spectacolul! Da, bună seara, formidabil! L-am așteptat mult de tot pe Brenciu. De-abia l-am așteptat să vin aici. Oricum l-am mai văzut de multe ori și ne place. Extraordinar, foarte frumos. Deci e un eveniment reușit, da. Foarte da. Reușit, super. Îți place Horia Brenciu? Da, e preferatul meu! Ne spui o melodie de la el? Nu. Care, nu știi, un refren. Melodia asta! Ești din Hunedoara? Da! Cu cine ai venit? Cu mama, tata, verișoara mea Adela și unchiul meu, care n-au usărat și la fine, Adeluța și cu bunii. Bună seara! Vă place Horia Brenciu? Da, enorm. E un om extraordinar și ne încântă. Ne bucurăm că a ajuns aici. Vă place? Tot tânăr o rămas. Vă place evenimentul? Da, da. Ne place. Vă place spectacolul? Da, foarte mult.
Credeți că Horia Brânciu va îmbătrâni vreodată? Niciodată. Pentru noi totdeauna este și va rămâne tânăr. Sunteți din Hunedoara deloc? Da, aici din zonă suntem. Da. Dar întotdeauna am venit și am participat la evenimentele zilelor Hunedoare, că au fost artiști de excepție și ne-au umplut sufletul de bucurie. Mulțumim mult! De la Orăștie la Hunedoara! Am venit pentru spectacol! Să înțeleg că îl iubiți pe Horia Brânciu? Îl iubim, îl iubim! Îmbătrânește Brânciu vreodată? Niciodată! Am fost și l-am văzut și acum 4-5 ani și la fel. Vă place Horia Brânciu? Vă văd zâmbind! Da, ne place foarte mult! Da, ne place! Cum mi se pare evenimentul organizat? Foarte ok, e bine organizat. Sunt mai multe Mihaele. Tocmai a spus Brânciu că îl cunoașteți de 30 de ani. Îmbătrânește Brânciu vreodată? Niciodată, de la suflet vine. Are dreptate, știm de la Robingo și de câteva tot. Ne bucurăm, am venit tocmai din concediu, am fost plecat și am venit exprem din Timișoara. Ne place. Horia Brânciu a fost o alegere reușită pentru zilele Hunedoarei? Da. Și acum 5 ani am fost, când a fost el, mi-a plăcut foarte mult. Îmi place foarte mult stilul lui. De unde sunteți deloc? Hunedoara, de aici, da. Din Hunedoara. Îmi place foarte mult stilul lui, ceva mai aparte, ceva mai... Da. Vă văd așa, în plină desfășurare, ceea ce e un lucru bun. E Brânciu o alegere fericită pentru zilele Hunedoare? Da, este o alegere foarte, foarte bună. Da, îmi place foarte mult. Sunteți din Hunedoara? Da. Sunt din Hunedoara și îmi place muzica, îmi place de Brânciu. E un tip super, foarte distractiv. Ne simțim foarte bine în seara asta. Brânciu vreodată? Nu va îmbătrâni niciodată și sperăm că nici noi. E un eveniment reușit? Foarte reușit. Ne bucurăm și l-așteptam mai din vreme, dar e bine și acum. Horia Brânciu nu e tocmai la prima tinerețe. Voi sunteți foarte tineri, dar vă văd așa entuziasmat. Vă place Horia Brânciu? Bună seara, da. Este un artist extraordinar și cu show din această seară a demonstrat că este plin de energie și poate să ridice publicul de toate vârstele. Noi suntem foarte bucuroși că suntem aici și ne place foarte mult. De unde sunteți deloc? Din Hunedoara. Și noi din Deva. Și voi din Deva. Și ați venit la Horia? Și am venit la Horia Brânciu, da. Deci e un eveniment reușit până la urmă. Din toate punctele de vedere, din punct de vedere artistic, da, Horia Brânciu a atins cele mai înalte cote în seara asta, alături de o echipă extraordinar de bine închegată și de bine pusă la punct din punct de vedere muzical. E mare lucru că generația tânără apreciază. Felicitări, dragii mei! Și, ce să zic, noi vă mulțumim că vă place muzica asta așa mai... Normal, păi e muzica cu care am crescut. Și la cât mai multe evenimente. Da. Ziua, mare, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintește ochii tăi, de să pleci, dar numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintește ochii tăi. Voi știți cine e pe scenă? Horia Brânciu. Nu prea. Horia Brânciu. De unde știți voi de Horia Brânciu? El nu e chiar de vârsta voastră. Eu știu și de la părinți, și de la TV, și l-am mai auzit că cum o mai cântat. De unde sunteți deloc? Din Hunedoara. Din Hunedoara. Hunedoara. Pardon. România, hei. România, ho, ho, ho. Vă place Horia Brânciu? Normal. Sunteți din Hunedoara? Da, din Hunedoara. Deci e un artist
Pe foarte suflet... plăcut. Și de vârsta mea. Dulce și minunat. Ne place foarte mult. A fost o alegere bună făcută. Foarte bună. Da. Foarte bună. Foarte bună. Lă mai așteptăm. Cântăm imnul cu Brânciu? Cântăm. Cum mi se pare artistul de pe scenă? Superb, superb. O atmosferă minunată. Nu mă așteptam, dar e miracol. E un showman, e clar. Asta a fost o alegere bună făcută pentru zilele Hunedoarei? Foarte bună. Din punctul meu de vedere, da, foarte, foarte bună. Sunteți din Hunedoara? Nu, sunt de aproape, de la Hărău, sat Hărău. Îți place Horia Brânciu? Foarte mult. Este chiar idolul meu preferat. Îl ascult din copilărie. Da. Și nu avem, suntem foarte bucuroși de a venit acum din Franța, special ca să putem să-l vedem. Am savurat și noi câte o bericică mici ce se putea. Și suntem foarte încântați că am putut să venim și să prindem asemenea eveniment, că foarte rar în viață ne dă, mai ales că acum, cum suntem, cu plecările ăștia, cu... Ce să vă spun? Vă mulțumesc! E bine, mulțumim! Mă văd așa, Horia Brânciu a crescut cumva cu noi, să spunem, dar el pare mereu tânăr. Vă aduceți aminte când l-ați văzut prima dată pe scenă? Da, l-am văzut la televizor, cred că la Robingo, ceva de genul. La Tip Top Mini Top. Exact, la Tip Top Mini Top, da, așa, Tip Top Mini Top, da. Dar văd tinerii care se pare că le place muzica. L-au ascultat, fetele, știți cine e pe scenă? Da, Horia Brânciu. De unde știți voi de Horia Brânciu? Uite, tocmai povesteam cu doamna, e de pe vremea lui Tip Top Mini Top. De la televizor, de la Vocea României. Ți se pare că Horia Brânciu cântă muzică așa pe placul generației tale? Depinde de persoană și de preferințe. Sunteți din Hunedoara? Nu. De unde sunteți? Din Simeria. Și ați venit la zilele Hunedoara? Da, special pentru domnul Horia. Pe mine mă cheamă Sofia, am 7 ani, aproape 8 și îmi place foarte mult la zilele Hunedoarei, în special că este primul an în care vin aici. Dar tu de unde ești deloc, iubire? De la București, dar ne-am mutat aici, acum un an aproape. Cu cine te-ai mutat tu aici? Cu mami și cu tati. Și îți place la Hunedoara? Da, pentru că am mai mult timp cu tati la București, nu pentru că trebuia să ne grăbim peste tot. Cum te numești? Sofia. Sofia. Sofia ne-a dezvăluit că ați venit de la București la Hunedoara. Da, ne-am mutat de aproximativ un an de zile și ne bucurăm foarte mult că am venit aici. Dar de ce în Hunedoara? Că este un loc minunat, un oraș minunat unde să poți crește copilul în liniște și e tot ce ne dorim avem aici. Pentru timp, timp de familie. Care este cel mai prețios, de fapt, timpul. Cu cine am stat de vorbă, familia? Familia Pârvu, Sorin și Laura și Sofia. Și ne-am mutat aici pentru că eu mi-am dorit asta, de Crăciun. Te iubesc. Mulțumesc. Cine e pe scenă? Horia Brânciu! Pe de unde știți voi de Horia Brânciu? Din neam, din neamul nostru, am aflat. La televizor. Vă place muzica lui Horia Brânciu? Da, e forță, da, da. Horia Brânciu. E o forță, Horia Brânciu? Forță, forță. Cu ce echipă țineți? Corvinu! Corvinu! Corvinu number one! Corvinu! Corvinu alege! Corvinu! Cea mai tare echipă din lume! Nu pot să nu te bucuri, dragii mei, m-am bucurat alături de ei, mai avem un calup de voxuri, nu le putem da toate. Îmi cer iertare pentru cei care nu au ajuns la televizor, ne-ar mai trebui nouă echipei de la Hunedoara 1 TV, dale dimineții,
de la emisiune, să mai avem încă o emisiune cu tot ce au avut oamenii de spus în acea noapte. A fost o noapte de-a dreptul minunată, oamenii s-au bucurat din tot județul, așa cum ați văzut, am găsit oameni din tot județul, dar cel mai impresionant a fost acea familie care s-a mutat, dragii mei, din capitală la Hunedoara, pentru că a fost o dorință de Crăciun a Sofiei. Nu poți decât să-ți dai restart la viață, la minte, la suflet, la inimă și să te bucuri că locuiești într-un astfel de oraș, județ, că până la urmă să sperăm că această empatie creată acolo la Hunedoara de primarul Dan Băbăuțanu alături de frumoasa lui echipă se întinde și se va întinde pe tot orașul, în tot județul. Mergem mai departe pentru că mergem în cea de-a treia zi. WhatsApp a făcut unul din spectatori în prima zi mi-a spus că el vrea să vină WhatsApp. Nu știa că WhatsApp vine, am căutat Vox-ul, nu l-am găsit, dar i-am spus că o să-l căutăm a doua zi, l-am căutat în a treia zi, dar nu l-am mai găsit. Cu siguranță a fost acolo să-l vadă pe WhatsApp, pentru că noi am spus că va urca pe scenă. Mi-a plăcut de WhatsApp, mi-a plăcut cum a adoptat spectacolul de la Hunedoara, el și soția lui, pentru că alături de el pe scenă a urcat și soția lui, cu foarte multă seriozitate. Și să știți că mi-a plăcut ceea ce a spus WhatsApp după ce a coborât de pe scenă. Dacă rămâneți alături de noi să-l auziți, poate, uite, de foarte multe ori nu ne găsim cuvintele. WhatsApp la Hunedoara le-a avut la el și a fost într-adevăr un spectacol, un concert a lui, a acestui artist, mult peste așteptările mele personale. L-am mai întâlnit, dar parcă a renăscut. Nu știu, ori atmosfera de la Hunedoara, ori el și-a, faptul că s-a căsătorit și cântă alături de soția lui i-a dat așa un enjoy. Îl ascultăm în momentele care urmează, bucată din spectacol. Mergem pe urmă la Francisco Napoli și Saracosa Pent și pe urmă o să ne întâlnim la acel frumos spectacol de dron. O, iartă-mă, Bianca, am uitat vedeta cele de-a treia zi, The Motans, și el a urcat pe scenă în a treia zi. Am vrut să văd dacă se sesizează cineva, dar văd că repede fetele sunt fane The Motans și îmi spune Andran Cască, ce te scoți. Așa e, te scoți când ai echipă, ai echipă. Noi avem echipă și ei au echipă, cu toții suntem o echipă, așa ca și miile acelea de oameni care în toate cele trei zilele au fost o echipă. Foarte frumos, atmosfera încinsă și nu doar pentru că afară sunt 30 ceva de grade, pentru că avem niște copii minunați care, uitați, cântă cu noi, au cântat fiecare piesă și pentru un artist cel mai frumos lucru e să vezi oamenii că sunt alături de tine și cântă, nu doar te privesc. Și am avut un concert foarte frumos și abia aștept să mă reîntorc la Hunedoara. Un mesaj pentru hunedoreni?
să fii om cu om nu costă nimic, cel mai important este să ne avem ca frații. România mare! Ei! Ce pe gât de la o fană? Ce anume? Ce de la o fană? Da, e de la soția mea. Ea e soția mea și e de la ea. Cum vă simțiți aici la Hunedoara? Foarte bine! Vă mulțumim frumos pentru energia pe care ne-ați transmis-o, atât eu cât și soțul meu. Cred că o să revenim cu tot sufletul. Aștept foarte să ne invitați. Foarte protocolară soția mea, îmi place, mi-a plăcut, ai vorbit ca la televizor. Să vă dea Dumnezeu sănătate și, repet, să fiu om cum nu costă nimic. Doamne ajută! Și-am fugit! Acolo unde fai lumine, ascultă toate visele. Și din când în când, doar adunerea de vânt, am mai avut ceva, s-a reșit și oh, 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 de poveste aici la Hunedoara. Noi ne-am întâlnit în fiecare seară, dar în seara asta parcă e și mai multă lume decât în celelalte seri. Mulțumesc frumos pentru cum ați mediatizat evenimentul. Este un eveniment important pentru comunitatea hunedoreană. De altfel, este unul dintre puținele evenimente pe care le produce, pe care le livrează administrația locală, acesta și Festivalul Medieval de luna viitoare. Și ținem foarte mult la acest eveniment pentru că el se adresează atât hunedorenilor din oraș cât și hunedorenilor din diaspora care se întorc în această perioadă a concediilor acasă. Este plin în Hunedoara de oameni până în capăt. Cum ați reușit să vă duceți acest lucru? În primul rând, este un eveniment gândit cu un an de zile înainte, așa cum am mai spus. Intens mediatizat, lumea deja s-a obișnuit cu această perioadă în care, întorcându-se acasă, știu că se întorc de zilele Hunedoare, cred că foarte mulți își pun concediile în această perioadă și mă bucur că și oferta administrației locale în ceea ce privesc formațiile care au cântat în cele trei zile este atât una diversificată, cât și una de succes până la urmă. La mulți ani, multă sănătate, multă fericire, multă prosperitate, sunt lucrurile cele mai importante, dar întotdeauna începe cu sănătatea. Ne întoarcem, ascult și eu materialele în platou, dragii mei, așa cum a spus domnul primar, la mulți ani, dragi hunedoreni, multă sănătate, sper să ne revedem cu toții și mai mulți la anul de zilele Hunedoarei, dar ne vom revedea, așa cum a dezvăluit edilul municipiului Hunedoara, luna viitoare la Festivalul Medieval. Cu siguranță vom fi acolo, pentru că atunci când te duci cu drag și ești primit cu drag și ți se deschid așa, nu doar porțile orașului, se deschid sufletele, se deschid porțile sufletelor acolo la Hunedoara, oameni foarte, foarte faini care ne primesc mereu cu drag. Ne luăm la revedere aici, dragii mei, pentru că
spațiu de emisie s-a epuizat, mai sunt, mai pot fi văzute, le puteți vedea pe live-uri, există live-uri, primăria municipiului Hunedoara a făcut live din toate cele 3 zilele, pe canalul de YouTube al primăriei puteți vedea spectacolul de drone integral, merită văzut, e un spectacol inedit de drone, au făcut din drone tot felul de la Castelul Corvinilor, la corbul echipei care este sau e pe cum se numește sigla municipiului Hunedoara. Consiliul Județean Hunedoara a fost alături și e mereu alături de Consiliul Local al municipiului Deva, ce ei își dau mereu mâna și pentru hunedoreni merită, merită hunedorenii dragii mei, dar merită cei care ne vizitează județul, uitați, acasă la Hunedoara, mesajele sunt foarte frumoase, felicitări organizatorilor, felicitări celor care fac aceste minuni, nu putem decât să le spunem, țineți-o tot așa, nu vă lăsați. Și din partea echipei Hunedoara 1 TV, poate cu un pic de întârziere, noi toți de aici la Hunedoara 1 TV vă urăm un la mulți ani și pot doar să vă promitem că vom fi alături de voi de fiecare dată, așa cum am făcut-o și până acum. Până mâine dimineață când ne vom revedea aici, în direct, la Dale Dimineții, dragii mei, eu pot doar să vă spun de data aceasta un vă mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru toată dragostea pe care ne-ați arătat-o. Suntem impresionați, mulțumim pentru postările pe care le-ați făcut pe rețelele de socializare cu mine și cu Rosie atunci când am fost între dumneavoastră acolo pe pietonala de la Hunedoara. Vă dorim să aveți zile frumoase, multă sănătate și să ne revedem cu bine. Nu uităm să spunem te iubesc, pentru că iubirea înseamnă tot ceea ce noi purtăm în suflet, cu drag și cu respect pentru o comunitate, un oraș, o echipă. Vă iubesc!